Apetitul românilor pentru mașinile electrice și hibride a crescut masiv în ultimii ani. Mai exact, în primele 7 luni din anul 2021 s-au vândut de 2 ori mai multe automobile prietenoase cu mediul decât în anul 2019. Mașinile electrice reușesc să țină capul de afiș al industriei auto de epocă recentă, fie că vorbim despre saloane auto, puține câte au fost anul trecut din cauza pandemiei, fie că ne uităm peste strategiile prezentate de companii, mașinile electrice sunt puse în prim plan. Sigur că da, sunt convins, nu? Dar în viitorul mai îndepărtat. Considerați că își vor permite acest lucru până la urmă? Da, da. Va permite, nu toată lumea, dar își va permite. Sigur vor trece. E necesar. Asta este, cum să vă spun dumneavoastră, interesul global, nu numai al nostru sau al altora. E un interes global. Asta e. Credeți că o să-și permită acest lucru până la urmă? Clar că nu o să și-l permită, dar mă gândesc că pe parcurs, cred că până la urmă va crește nivelul de trai și la noi în România. Așadar, avem parte de o tranziție ușoară, dar sigură, spre automobilele mai prietenoase cu mediul. Din 2 mari motive, tendința europeană și cea globală este renunțarea peste câțiva ani la producția de autovehicule alimentate de combustibili fosili. Comisia Europeană vrea să interzică vânzarea de noi mașini pe benzină și motorină începând din 2035 și faptul că țara noastră oferă cel mai mare ecobonus din Uniunea Europeană pentru achiziția de astfel de mașini prin programul Rabla Plus. Nu cred. Românii nu își vor permite acest lux. Nu. Totuși, există și câteva bariere în calea accelerării vânzărilor în acest segment. Potrivit unui studiu Ipsos, prețul de achiziție rămâne principala barieră atunci când vine vorba de cumpărarea unei mașini electrice, atât la nivel global, 61%, dar mai ales în România, 75%. În topul barierelor de achiziție, șoferii români menționează și numărul limitat al stațiilor de încărcare, cât și autonomia redusă a autovehiculelor electrice.